Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre circumstanțiala de mod. Aplicații. Vom avea în vedere ce este o circumstanțială de mod. Vom reaminti termenii regenți ai circumstanțialei. Vom preciza surse pentru recapitularea ei. Și, bineînțeles, vom construi o frază care are o circumstanțială de mod. Să vedem. În primul rând, ce este o circumstanțială de mod? Reprezintă o realizare propozițională, foarte important, dar este o propoziție a unui complement circumstanțial de mod. Iată. Ea răspunde la întrebările cum, în ce mod, în ce fel. Termenii regenți ai circumstanțialei de mod, cred că îți aduce aminte de ei. Este, poate să fie un termen regent, un verb, sau poate să fie o locuțiune verbală. Pot avea un adverb, un adjectiv și, de ce nu, pot observa aici și felul în care se folosesc acești termeni regenți și felul în care ei introduc o circumstanțială de mod. Da? Avem adverbul și locuțiunea verbală, adverbul și adjectivul. Pentru recapitularea circumstanțialei de mod, îți recomand canalul de YouTube. Da? Educred Gimnasiu. Da? Scanezi codul QR și vei ajunge la acest canal de YouTube unde vei găsi informații despre complementul circumstanțial de mod și despre circumstanțiala de mod și tot felul de alte materiale. Iar dacă vrei specific, vei avea aici lecția despre circumstanțiala de mod. Da? Deci vei avea lecții specifice. Să vedem cum construim o frază. Mai întâi, contextul ne interesează. Da? Să scriem un sfat pe care să-l adresăm colegilor sub forma unei fraze, alcătuite dintr-o propoziție principală și o propoziție subordonată, circumstanțială de mod. Mai întâi, hai să vedem pași. Pasul 1, să reținem despre ce trebuie să scriem. Pasul 2, să ne alegem termenul regent. Să construim propoziția care să includă regentul, să construim subordonata și apoi, foarte important, pasul 5, să verificăm fraza. Să trecem la treabă. Da? Primul pas îl reprezintă ideea. Da? Ce trebuie să scriu? Un sfat. Cui adresez sfatul acesta? Colegilor. Da? Deci este foarte important. Un sfat adresat colegilor. Următorul pas este să-mi aleg regent. De data asta eu m-am gândit să-mi aleg regentul un verb. Da? A povesti. Apoi să construiesc propoziția în care să am acest regent. Hai să vedem. Păi mă gândesc așa, dacă mă adresez colegilor, le voi spune. Povestiți. Obiectiv. Întâmplare. Da? Am ales termenul regent. Acum mă gândesc să-mi aleg și subordonata. Da? Dacă termenul regent este povestiți, înseamnă că trebuie să arăt cum să povestiți. Da? Și voi scrie. Povestiți. Obiectiv. Întâmplarea. Da? Atenție, voi introduce elementul de relație. Mi-l aleg pe ca și cum.
Bun, deci povestiți obiectiv întâmplarea ca și cum ați fi fost martor la ea. La ea, iată. Așa m-am hotărât eu să arăt cum să povestiți întâmplarea aceea. Bun, pasul 5, să verificăm. Hai să verificăm. În primul rând, atenție, o frază din două propoziții, propoziția principală și subordonata. Da? Aleg, văd predicatele. Bun. Apoi, observ elementul introductiv, împart. 1, 2. Da? Prima este propoziția mea principală, da? Iar cea de-a doua îmi arată, da? Are ca termen recent verbul povestiți. Cum povestiți? Da? Cum să faceți această acțiune? Ca și cum ați fi fost martor la ea. Da? Mi-am verificat să fiu sigură că am o circumstanțială de mod. Iată aici câteva exerciții individuale pe care ți le propun pentru a exersa circumstanțiala de mod. De exemplu, să scrii o informație despre un examen, da? Sub forma unei fraze, în care să ai o propoziție principală și o circumstanțială de mod. Apoi, să alcătuiești o frază din două propoziții și să ai verbul a hotărâ ca termen recent pentru o circumstanțială de mod. Sau să formulezi un enunț în care ai propoziția în acest timp ei stăteau, iar aceasta să fie regentă pentru o circumstanțială de mod. Și al patrulea exercițiu, îți propun propoziția circumstanțială de mod, iar tu trebuie să adaugi regenta potrivită pentru ca aceasta să fie în frază circumstanțială de mod. Dacă ai nevoie de informații suplimentare, aici ai bibliografia pentru materialul acesta, resursele utilizate și, bineînțeles, să nu uit, îți doresc mult succes în continuare!